După care, la fel de important este familia. Pentru că uite, omenirea trăiește acum o chestie fabuloasă. În primul rând, devenim din ce în ce mai conștienți. Conștienți în sensul de înțelegere. Înțelegem lucruri și ne crește capacitatea de înțelegere asupra vieții și asupra relației noastre cu noi și cu semenii. Spun că trăim un moment, e momentul ăsta în care ești conștient de legătura ta cu divinitatea, de acțiunile tale cu viața și cu oamenii din viața ta și ești conștient de tine și cât de mult ține de tine relațiile împlinitoare pe care le ai cu ceilalți. În același timp, omenirea traversează, cred că, cele mai bune momente pe care oamenii le-au atins vreodată. Și mai e ceva foarte special în această perioadă pe care noi o trăim. Știi ce este special? Este special că 4 generații trăiesc în comuniune. Eu cunosc în jurul meu familii care au străbunica, bunicii, da, străbunicii, bunicii, tinerii, care la rândul lor au copii de 14, 16, 18, 20 de ani. Fabulos! 4 generații. Întotdeauna a existat un gap, o ruptură între generații. Gândește-te cum 4 generații trăiesc în comuniune. Deci familia. Mă bucur de really de familie și m-am bucurat încă de mică de familie. Sunt cea mai mare dintr-o familie cu 4 copii. Părinții mei sunt în viață, tatăl meu va împlini 82 de ani, mama mea 84, sănătate, sunt activi și sănătoși și mă bucur de ei. Și am făcut permanent, am fost mediatorul dintre cei ieri ai zilelor mele, adică părinții mei și mâine al zilelor mele, deci copiii mei. Eu am tot fost de fiecare dată la mijloc și pe lângă frații mei mai mici, care fiecare dintre ei sunt căsătoriți, au familie, adică la noi sunt acolo, adică am fost 4 și sunt 10 nepoți și e fabulos. După familie, e recunoștința, e iubirea, e credința, mai nou smerenia. Foarte frumos spus, mai ales smerenia, pentru că mulți uităm, încep ținând valul ăsta care este acum în viața noastră, trecem, sărim de fapt de pe un val pe altul, uităm de cele mai multe ori să fim smeriți, pentru că nu ni se cuvine absolut nimic. Nimeni nu ne este dator cu absolut nimic și acum vreau să te întreb, cât de importante sunt relațiile de cuplu, crezi tu, în viața oricare persoane, sau măcar în viața ta. Cred că la aș putea spune cum să te parafrazez, că ești corigent la relația de cuplu. Eu aș putea spune că sunt repetenta continuă la relațiile de cuplu, dar totuși vreau să-ți spun ceva. Relațiile de cuplu au fost borna pentru dezvoltarea mea personală. Modul în care eu am plecat în dezvoltarea mea personală, întâi spirituală și care e fundamentul dezvoltării personale și apoi în dezvoltarea personală au fost relațiile. În relație înfloresc, în relație dau totul, în relație, eu spun altfel, spun că în relația de cuplu am activat și antrenat toate arhetipurile feminine. Am fost și iubita, am fost și amazoana, am fost și mama și sunt încă și am fost și mistica. Deci pentru mine e o provocare continuă, ne-am luat de fiecare dată lecțiile, dacă am cunoscut suferința în relația de cuplu mai mult decât suferința legată de eșecuri, am suferit really și tot ce este, eu zic așa despre mine, că tot ce e uman, cred că am trăit în relația de cuplu. E fabuloasă. Pentru mine relația de cuplu e cum aș zice, sarea și piperul vieții. Ai spus mai devreme eșecul. Cum definești tu exact acest eșec într-o relație de cuplu? În relația de cuplu, uite, am avut o invitată săptămâna asta pe Mihaela Tatu și ajungând la ideea de în relație, ea mi-a spus ceva care mie mi-a plăcut maxim și o voi cita. A spus că consideră că este eșec în relație atunci când cei doi, odată ieșiți din relație, nu-și mai spun niciodată în viață bună ziua.
consider că eșecul în relație este atunci când doi oameni care s-au iubit de foarte multe ori, care chiar au adus viață în viață, în sensul că au avut copii, ajung să nu-și mai spună bună ziua. Asta cred că e eșecul în relație. În rest, cum se spune, de mort numai de bine, de cei care nu mai sunt lângă noi, numai de bine. Crede-mă, am păstrat de fiecare dată și păstrez încă viu în sufletul și mintea mea tot ce e mai bun din relațiile pe care le-am trăit. Pentru că, până la urmă, uite, spuneai că traversăm probleme, situații, pandemii, războaie și toate cele. Eu am fost învățat așa, să pun atenția pe partea plină a paharului, nu pe gol. Am fost învățată... Ești optimistă, ca și mine. Am fost învățată, da, am un optimism. Asta câteodată, definiția optimismului. Câteodată incurabil, câteodată idealist, câteodată de neînțeles. Bine, nu mă apucă râsul la mormântare și nici nu plâng la nuntă. Dar cred cu tărie că noi oamenii ar fi bine să ne punem atenția pe punctele noastre tari, pe potențialul nostru care este nelimitat și să ne punem atenția pe ceea ce am avut frumos în relații și să ne amintim cu drag, pentru că aia ne va hrăni și ne va da lecția pentru următoarea parte din viața noastră. Vreau să insistăm puțin aici, pentru că mi se pare o chestie foarte... foarte bună, este o metodă pe care văd că o faci și eu o aplic și vreau să discutăm puțin, pentru că sunt sigur că cei care ne urmăresc se tot gândesc cum pot să păstreze această memorie, aceste gânduri frumoase, aceste lucruri frumoase care s-au păstrat într-o relație și să, cum se pot focusa pe ele. Tu cum faci? Până ajunge să le păstreze, cred că idealul în cuplu este ca în fiecare zi să-ți propui să faci noi amintiri frumoase. Eu exact asta îmi propun în viața. Să-ți propui, să am amintiri frumoase de acum încolo. Să-ți propui să ai, până când ajungi să regreți anume aspecte, cum ar fi să-ți propui să faci noi amintiri frumoase cu omul din viața ta, fie că e doar la nivel de prieten, iubit, relație, concubinaj, căsătorie. Deci cum ar fi ca în fiecare zi din viața ta să activezi acest aspect? Asta cum ar fi în fiecare zi din viața ta să te uiți lângă tine și să fii recunoscător pentru omul care este lângă tine în acel moment? Cum ar fi să te bucuri de el, să te bucuri de el și să vezi măreția din el? Cum ar fi să te întrebi în fiecare zi, eu ce pot aduce în relație? Care e darul meu pe care eu l pot aduce astăzi, în acest moment, în această relație? Iar până către seară să te întrebi ce bine am făcut eu relației mele, pentru că de foarte multe ori am fost întrebată, vorbind despre relațiile mele și nu întotdeauna la superlativ, vorbind despre asta, am fost întrebată, tu cu ce ai contribuit aici? Ups! Da, pentru că noi toți așteptăm. Vrem ca celălalt să facă, să ni se dea, să se schimbe, să se... Am învățat eu cum e cu asta, pe propria mea piele, și dacă vrei să risipești timp, dar timp și timp egal viață, și să-l arunci pe fereastră, este să-ți faci un obiectiv din a vrea să-l schimbi pe celălalt. Da, cred că e o muncă decisivă. Deci până la a păstra amintirile frumoase cu oamenii cu care ne-am iubit, cum ar fi să facem în fiecare zi, să punem la banca amintirilor frumoase, să punem numai amintiri frumoase zi de zi, să fim noi inițiatorul. Vreau să-ți mulțumesc, este o metodă și cred că cei care ne urmăresc vor încerca să o aplice, pentru că eu încerc să o fac în fiecare zi și până la urmă trăiesc viața după acest principiu și merge. Merge. Hai să ne întoarcem puțin la relații. Relația cu copiii. Ești mamă. Cum interacționezi? Pentru că una este când sunt copiii mici, alta este când sunt mari. Cum s-a schimbat relația cu ei de-a lungul timpului? Per ansamblu, pentru mine este un subiect extrem de sensibil, relația cu copiii mei. Când eram mică, spuneam că eu voi fi o mamă strașnică.
Și luând modelul mamei mele, îmi doream ca să am cât mai mulți copii și chiar eram cumva ușor disperată în momentul în care aveam 30 și ceva de ani și mădea mea creștea și eu eram singură, după primul divorț cu ea eram și mădii mi-a spus la un moment dat, am dat exemplu, citisem în ziar despre o mamă care avea, cred că 13 copii, la n-am idee, 38 de ani. Și zic, Doamne, cât de bogată femeia asta, la care fiica mea se întoarce către mine, noi alergam prin parcul Copou, se întoarce către mine și zice, mami, da, pe tine cine nu te lasă să fii bogată? Și eu am spus, da, bine, tu vezi că eu sunt singură, la care ea mă trage de în mânecă și îmi spune, mami, fă-l mami și cu un țigan numai fă-l. Adică era un copil de 10 ani care își dorea atât de mult își o frățioară. Avea frățioara să vină, da, cred că vreo 2-3 ani mai târziu avea frățioara să vină și să ne umple viața, să ne umple viața în adevăratul sens al cuvântului, pentru că Ștefan este cât 3 copii la oaltă și va rămâne tot un copil, pentru că diagnosticul lui și oricât de mult, oricât de multă terapie am făcut, oricât de mult am lucrat cu el, oricât de mult lucrăm zi de zi, într-un trup de adult, e un cavaler de o frumusețe rară, e o minte și un suflet de copil. Adică uită-te cum avea eu ca mamă de copil să copilăresc încă. De asta spun că e un subiect sensibil, relația cu copiii mei, pentru că copiii mei au fost într-un fel mentorii mei. Am fost cu focus foarte mult pe, uite, pentru mine business-urile le-am făcut cu drag. Așa am fost obișnuită încă de acasă, să fac cu drag ceea ce fac, să pun iubire în ceea ce fac. Și pentru mine business-ul nu a fost de a face bani, dar bani am făcut, chiar foarte mulți. Pentru mine banul n-a fost un scop, a fost de fiecare dată modul în care am cumpărat condițiile pentru familia mea, pentru mine, m-a ajutat să mă dezvolt și să fac lucruri minunate și pentru alți oameni. E, fiica mea a fost cea care mi-a atras pentru prima dată atenția asupra modului în care oamenii strâng material. Și a fost un semnal de alarmă venit la timp, pentru că toți banii pe care i-am tot făcut, i-am investit în oameni. Nu în candelabre, nu în marmură, nu în cristale, nu în spații pe care nu le iei cu tine, le-am investit în oameni. Spun asta pentru că mădii nu cred că avea încă vârsta, cred că undeva vârsta adolescenței, când mi-a spus pentru prima dată că ea nu va continua ceea ce eu fac, pentru că în ideea ei, ea vrea să trăiască o viață liberă, fără constrângeri, fără misiuni colective, cum și le-a ales mama ei, pentru că ar putea să nu devină sclavul condițiilor pe care și le creează. Scuze-mă că te întrerup aici, nu te-a durut? Pentru că e un lucru când un copil îți spune, știi, eu nu vreau să fac ceea ce faci tu, nu te-a durut lucrul ăsta? În prima fază m-a durut, înțelegi? În prima fază m-a durut, dar eu am văzut cât de important este, m-a ajutat foarte mult faptul că m-a ajutat foarte mult faptul că sora mea trăiește în Germania și acolo educația e altfel și îi dau o libertate copilului încă de la o vârstă foarte fragedă și faptul că eu am trăit acolo și am văzut eu pe pielea mea asta. În prima fază m-a șocat, după care am mers mai departe și a spus pot să am doar o singură garsonieră și o singură perdea și o singură masă și un singur rând de tacâmuri și toate astea. Vreau o viață simplă. Eu voi putea să duc o viață simplă sau va trebui să duc viața ta sau viața pe care tu ai imaginat-o pentru mine? Și atunci a fost unul din momentele în care am înțeles really că noi suntem unici. Mai târziu, odată cu creșterea lui Ștefan, am înțeles că nu numai că suntem unici, dar că remediu pentru absolut tot ce vine către noi. Și dacă odată ne-am supărat, am suferit, am fost nemulțumiți, am fost furioși, am fost anxioși, depresivi, deci remediu pentru toate e unul singur, iubirea. Așa este. Am înțeles asta văzându-l pe Ștefan crescând și am înțeles asta în momentul în care, îmi pierdeam răbdarea făcând extraordinar de multe evaluări și terapii cu Ștefan, orice răspuns întârzia să apară. Nu reușeam să-l ținem, după un an de zile de terapie, nu reușeam să-l ținem pe Ștefi în sarcină, la masa de lucru, nici măcar 30 de secunde. Și întârziau să apară rezultatele și atunci eu îmi pierdeam răbdarea. Mi-am dat seama că ceva e în regulă cu mine. În momentul în care eu
m-am iertat. În momentul în care am înțeles, în momentul în care am acceptat diagnosticul și pe Ștefan, în momentul în care am iertat pe neamuri, pe tot ce a fost, că de fiecare dată mi se părea că lumea conspiră la faptul că nouă nu ne e într-un fel anume, în acel moment viața s-a schimbat pentru mine și pentru fiul meu. A fost momentul în care m-am dus până la biserică să mă rog pentru fratele meu. Avea o situație în viață și eu o vedeam altfel situația și m-am dus eu să o rog pe Sfânta Parascheva să facă ceva pentru fratele meu și pentru familia lui. Vreau să zic că nu știu cum am ajuns de la Sfânta Parascheva într-o rugăciune cu mine, nu știu dacă era rugăciune profundă, dacă a venit har divin peste mine, dar m-am trezit închinându-l pe Ștefan bunului Dumnezeu. Pentru că acolo unde tu nu mai poți face nimic, nu poți să ceri decât ajutorul divinității. Adică nu ești tu, chiar dacă se spune că suntem fii de Dumnezeu, eu acolo nu mai puteam face nimic. Ce a făcut Dumnezeu? A făcut să nu-mi pierd speranța. Nu m-a lăsat să-mi pierd speranța. Și pentru asta sunt recunoscătoare. Din momentul ăla, în exact 6 luni de zile, la 6 luni de zile după ce mi se spusese că e non-verbal și nu va vorbi niciodată, Ștefan spunea pentru prima dată cuvântul apă. Alături de el, am învățat răbdarea. Învăț și deprind zi de zi răbdarea. El e înțeleptul meu. Sunt chestii pe care nu le vezi și el m-a făcut să le văd. Ștefan m-a învățat să ascult dincolo de vorbe. Foarte frumos spus. Și ai spus un lucru și vreau să trecem la următoarea întrebare, care din nou este foarte personală. Relația cu Dumnezeu. Pentru că fiecare avem un Dumnezeu personal, nu? De da. Cum îl vezi, cum îl simți, cum e relația ta cu El? Relația cu Dumnezeu e într-o continuă schimbare. În primul rând, îți spuneam de întâmplări ale copilăriei mele și îți spuneam de faptul că încă de mică am avut ocazia, sau mai bine zis, am avut trăirea că nouă nu ni se întâmplă nimic rău când plecăm, sau mai bine zis când murim, că ne ducem acasă. Am avut, eram mică când a murit bunica mea, aveam doar 5 ani, era o iarnă geroasă cu minus 20 de grade, urmau să o ducă la cimitir și eram pe sanie și atunci am avut-o pe bunica mea în fața mea, mama mea și mătușa mea plângeau, rău de tot. Și mie mi se părea nedrept să plâng, mai ales că era frig afară. Adică eu făceam legătura dintre frig afară și plâns, lacrimile se rostogoleau pe obrajii lor și eram așa de... Nu înțelegeam nimic de ce plâng ele atât de rău și mi-a apărut bunica mea în viu, acolo, în capul saniei. Și mi-a spus, spune-le să nu mai plângă. Și am zis, da bine, ele te plâng pe tine, nerealizând, da. Deci nerealizând. Ele te plâng pe tine, spune-le că nu mi se întâmplă nimic, mă duc acasă. O trag pe mama mea de mânecă și zic, a zis mamaie să nu mai plângi. Păi când ți-o zis ție și acum? Și se uită la mătușa mea și spune, ia-uzi Maria ce spune Cristina. Și dar le-au trecut lacrimile instantaneu amândurora. Vă dați seama, eu am crescut cu asta. Nu ți se întâmplă nimic rău, te duci acasă. Mai târziu aveam doar 11 ani. Și în vecinătate murise un copil. Și mie mi s-a părut nedrept. Adică să plece un bătrân, mai vii de acasă, dar să plece un copil, chiar mi s-a părut total nedrept. Și atunci am fost foarte supărată și i-am spus tatălui meu că sunt supărată de asta și e nedrept ca Dumnezeu să ia copii. La care tatăl meu mi-a spus, Cris, tată, ascultă la mine, Dumnezeu ne dă pe rând și ne ia pe sărite. A fost momentul în care am înțeles, iarăși ceva-ul ăla devine acasă, se așează în suflet, știi, corpul are memorie până la urmă, celula are memorie. S-a așezat acasă că, ok, ne dă pe rând și ne ia pe sărite. Mai târziu, în adolescență, mama mea avea să-mi dea următoarea lecție, care era tot legat de cum facem lucrurile. Și mi-a spus așa, că absolut, când am plecat de acasă, adică nu mai eram acasă sub ochii ei, am stat un an de zile la cămin, eu am fost crescută lângă Iași, la Breazu și era foarte aproape în mod normal, eu sunt fata cu cizmele la barieră. Dar mai târziu am avut, făcând performanță, am stat un an de zile la cămin. Și când am plecat la cămin, mama mea m-a învățat așa,
Mi-a zis, Cristina, vino aici, de cu seară, până să plec a doua zi, mama trebuie să te învețe ceva. Fă în viață absolut tot ce vei face, să faci ca și cum nu ești niciodată singură. Pentru mine nu sunt niciodată singură, înseamnă că Dumnezeu era cu mine. Și credeți-mă că de foarte multe ori, absolut tot ce fac, și când fac duș, și când mă duc la WC-ul, și când îmi spăl mâinile, am senzația aia că eu nu sunt niciodată singură. Pentru că eu am crescut cu asta, că nu sunt niciodată singură. Și mi-a mai spus ceva, fă lucrurile în așa fel, încât dacă până mâine n-ai mai fi, dragilor, aveam 12 ani, dacă până mâine n-ai mai fi și tu privești în urmă, să nu-ți fie rușine cu tine și cu fapta ta. Să nu regret. Deci, asta este doar prima parte care au pus bazele legăturii mele cu Dumnezeu. La un moment dat îl pierduse. În momentul în care ești cu focus pe material, la un moment dat când ești și începi să crezi, te crezi mare, mare, mare și tare și crezi că de tine depinde tot succesul ăla, munte de succes, mi-a dat de nu-l puteam duce. Cum mi-a dat tatăl meu încredere, tatăl meu a sădit foarte multă încredere în sufletul meu, cum mi-a dat tatăl meu încredere, așa mi-a dat mie Dumnezeu succes. Dar n-am știut întotdeauna să gestionez puterea aia. E o putere care te ia ca valul. Și am învățat apoi mai târziu că această putere nu te ține cu picioarele pe pământ. Nu rămâi împământat în momentul în care te ia de nas așa cu puterea succesului și te duce sus și câteodată îți arată că e acolo și că trebuie să te întorci cu picioarele pe pământ dacă nu riști să pierzi sau să-ți pierzi viața sau să-ți pierzi sănătatea. Cristina, vreau să-ți mulțumesc și vouă celor care ne urmăriți vreau să vă mulțumesc. Rămâneți aproape de noi.